Diaspora. Diaspora FM. Diaspora FM. Îți dorești să fii independent financiar și să câștigi bine? Angajează-te în Germania cu oferte direct de la angajator. Salariu net cuprins între 1400 și 2000 de euro lunar. Posesia actelor europene este obligatorie. Pentru informații suplimentare, sună acum la numărul 078-985575 sau accesează pagina de Facebook Gagu Work Service. Pășești în primăvară cu eleganță. Inspiră-te din noua colecție de încălțăminte din piele naturală la Pinta, potrivite pentru orice ocazie. Vino în magazinele Global Store în perioada 1-21 martie pentru a te bucura de 30% reducere la toate articolele brandului european la Pinta. Cucerește primăvara cu Global Store. Diaspora Media, partenerul tău într-o afacere de succes. Îți oferim publicitate eficientă la cele mai avantajoase condiții. Pentru informații, sună acum la telefon 373-7909-939. Diaspora Media, fii mai aproape de cei dragi. Diaspora, Diaspora FM. Diaspora FM. Mai există lucruri sfinte, cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ. Mai există ceva sfânt, cât durea de vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, acest pământ. Cât durea ne vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Asta e melodie de care nu o să moară niciodată, știi cum? E melodie pe care putem să o fredonăm de dimineață până seara. E o melodie pe care, cu deosebită plăcere, putem să învățăm și copiii noștri, să o știe, da? Da, așa este. Nu numai să o știe, dar putem să o și cântăm. Că eu uneori, Cameliei, îi întrerup Morgensteinul, îi întrerup CIA-ul,
și bagă melodii de astea în mașină și nu-mi pare rău deloc. Bună seara, diaspora. Păi asta este generația care ne urmează, generația care trebuie să învețe să iubească acest plai, să iubească tradițiile, obiceiurile, să iubească muzica populară, portul popular. Totuși este ceea ce s-a păstrat din moș strămoș și oamenii au vărsat sânge pentru asta. Asta să nu uităm, istoria este cea care ne reprezintă. Din păcate avem încă un motiv să punem piesa asta astăzi, și anume pentru că a fost condus în ultimul drum Nicolae Dabija. Da, da, condoleanțe de asta pentru familia domnului Nicolae, nu pentru toți familie, admiratorii, pentru tot pentru neamul nostru. Tocmai este de asta, așa cum am specificat, o să păstrăm câteva clipe de reculegere pentru Nicolae Dabija. Vă mulțumim, bună seara încă o dată, diaspora. Hai să mergem la treabă. Ne cerem scuze că am întârziat astăzi. E din cauza nu Dianei Rotaru. E din cauza vântului de la Diana Rotaru. Da, sunt un tsunami, sunt un uragan păzea în seara asta, dacă tot am venit peste voi, că sunt iarăși înconjurate de bărbați. Mamă, ce noroc am eu în fiecare seară de luni. Diana Rotaru e singura femeie care vine la lucru cu vânturi și pleacă cu vânturi. Da, da, noi nu am strâns nici pentru ea, nici pentru mine în această seară, dar astăzi e luni și astăzi e muzica aia. E muzica aia care ne unește, care ne aduce aminte de o perioadă poate cea mai bună din viața noastră. E perioada de aur, doamnelor și domnilor, formația Danco, Valeriu Stoianov, come on! Bună seara, bună seara! Oh, 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 come on! Wow, 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 wow! Mamă, ce frumos! Tu vrei să mă îndulcești și așa sunt dulce, vrei să mă îndulcești? Ia uzi, mă, că ce... Asta sunt pentru tine. Ia uzi, mă, ce am ați... Am să umblu puțin acela. Da, mă, să umblu. Wow! La asta te pricep tu, da, să umbli. Să umbli la stani. La sac. Ok. Dar ce, ia stai puțin, dar ce ți-a adus bani? Mă, nu te uita la mine în sac. Tu lui ai adus bani și mie, și mie mi-ai adus ciocolate? Mie bani și ție resturi. Nu m-am umblat la mine. Mă, ha, mă, că avem seara. Ha, mă, că ce ești copil. Du-te, mă, eu încă n-am uitat că mi-ai făcut fluierul gândac vineri. Te rog frumos, lasă-mă, că joi. Lasă-mă, mă, mă. Ai familie, eu am familie. Du-te, daci. Oh. Lasă-mă, curioasă. Bună seara. Lasă că am înțeles cine să-mi zic ce ți-a adus. Bună seara. Bună seara, ce faci, mă, domnule? Valeriu Stoiano. La mai aproape la microfon. Cum bine, e la tine? Bine, cum e la tine? Bine. Asta e să-i ridic microfonul. De unde vii? De unde vii? Vreau să știu în primul de rând. De la comuna Cruzești, sectorul Cruzești, Cruzești, da. Cruzești, pentru că eu special, uite, sincer eu să spun, eu special nu m-am interesat de tine deloc, pentru că mie să-mi fie la fel de curioși ca și lumea, ce faci, de unde ești și toate treburile astea. Astăzi o să avem dedicații multe, o să dăm prima melodie din această seară să trezim diaspora, după care o să avem 3 minute cu diaspora, astăzi o să alegem cine vine lunea viitoare, da? Prima dedicație, pentru cine o dai? Tu ai voie să o dai, cui? Pentru diaspora noastră. Wow! Îi salut cu drag, mulțumim pentru voturile acordate și pentru sprijinul din partea lor. Mersi mult. Așa este, a fost căciune. Alegerea lor. Ai vorbit ca la Oscar, mă, da, omule. Da, frumos, frumos. Ai, trebuie să-i dăm un premiu, ce premiu? Îi dăm premiul microfonul de astăzi. Uite, ăsta e premiul din această bravo, seară. Bravo, Anatol, nu te-ai gândit mult până ai zis asta. Eu nu m-am gândit când am zis asta, dar Valeriu, te invităm să cântăm. Hai să vedem cui se dedică prima melodie din această seară. Salutare, Valeriu, succes, piesa Viața mea, Babi Iuri, toată lumea o așteaptă, dar o să o reușim. Diana Ostapciu, Canțic, Gabriela Mihaela, Colțan, Sergiu Bujenița, succes, Costea Turtă, zice... Hai să începem cu dreptul, baftă copiii, noi suntem cu voi. Go! Așa zis mama că mi-a dat când m-o insura. Așa zis mama că mi-a dat când m-o insura. Dau o mașină jiguli când m-o insura. Păi care-i șefia ruginii când m-o insura. Păi o mașină jiguli când m-o insura. Păi care-i șefia ruginii când m-o insura. Bună seara din Grecia, Natalia.
Alisa pentru tatăl meu, mersi mult, Alisa. Ștefan Bodă, Vladimir, bună seara. Păi șase-s mama că mi-a dat, dacă când mă insura. Păi șase-s mama că mi-a dat, când mă insura. Păi o căruță cu doi cai, când mă insura. Păi de la țarul Nicolai, când mă insura. Și o căruță cu doi cai, când mă insura. Păi de la țarul Nicolai, când mă insura. Șase-s mama când mi-a dat, da, când mă insura. Băi, o căruță cu doi boi, când mă insura. Băi, de când e lumea la noi, când mă insura. Da, o căruță cu doi boi, când mă insura. Băi, de când e lumea la noi, când mă insura. Bună seara din Franța, salutări din UK. Țican Ion, bună seara cu mătru. Bună seara din Danemarca, Vitalie. Toți la o coră, Ana Olari. Irișca, salut. Mi-a dat, dacă când mă insura. Păi a zis mama că mi-a dat, când mă insura. Păi 20 de pierni moi, când mă insura. Păi toate pline cu gunoi, când mă insura. Păi 20 de pierni mici, când mă insura. Păi toate pline cu furnici, când mă insura. Salut băieții de la Eduard. Bună seara, diaspora, Natalia, Bălan. Din Londra, Nadejda, Aidan, Germania, Eduard Grosu. Așa-s mama că mi-a dat, da, când mă insura. Păi a zis mama că mi-a dat, da, când mă insura. Da o mașină Jiguli, când mă insura. Păi care-i șepea rușini, când mă insura. Păi o mașină Jiguli, când mă insura. Păi care-i șepea rușini, când mă insura. Andrei Sârcu, Germania, bună seara, Dima Noroc, salut. Păi o mașină Lupa, Jiguli, Jana, când mă insura. Păi care-i șepea rușini, când mă insura. Mă, bine mă, bine mă. Ce tare ați început când te-ai însurat, dar cred că ești însurat deja, nu? Te întreabă, dacă Deana te întreabă dacă că ești însurat, crede-mă că asta nu e întrebare, asta e provocare. Da, crede-mă că mi-a plăcut ceva. Mi-a plăcut că n-ai inelul pe deget. De ce mai n-ai inel pe deget, mă? Îl poartă soția. Oh, în formă de lănțușor. Eu mi-e închipă pe soție cum dimineața... Dimineața se duci și îi deschide lacătul de la inel și zic, hai de-o plimbă puțin, da? Pentru că tu ești căsătoria mea. Eu tot n-am purtat vreo 3 ani inele. Tu n-ai purtat inelul? N-am purtat inelul pentru că l-am dat soției. Soția mea a purtat și ea meu și a ei. Nu, eu cred că nu ți încăpea pe deget. Hai fi sincer deja. Nu, da. Ăsta e inelul universal, e făcut din plastic auritic. Din plastelină? Din plastic auritic. Ca să înțelegi. Valeriu, 3 minute cu diaspora. Diaspora îți dă întrebări, tu răspunzi, da? Hai să vedem ce întrebări vine de la lume, după care luăm și apeluri. Bună seara din Dublin, Veisa, Cuguteac, Vica, salutări sătenii mei de la Torino, Italia. Cu mătru sus paharul, ești cel mai tare, Eduard Grosu. Hai, întrebări, întrebări, dacă aveți întrebări la el, sunt ale voastre sunt mai bune astăzi decât cele pregătite de Diana, pentru că Diana are pregătite 200 de întrebări legate de sexologie. Valeriu, tocmai de asta, Valeriu, eu cred că roagă-te să vină întrebări de la diaspora. Bună seara, dați-i microfonul mai tare. Păi vorbește mai tare la microfon, să fii mai tare la microfon. El are așa o voce melodioasă, melancolică. Larisa te întreabă ce cânti, ce noi ai, care sunt ultimele piese ale tale noi? La noi n-am ajuns, n-am reușit. După pandemie ne apucăm de lucru. După pandemie te apuci de lucru, adică în 2025. Da, da? Probabil, sau 2030. Nu mai degrabă. Da. Până atunci ce faci, copii? Uite, te întreabă aici, faci copii? Da, vrem o fată. Vreți o fată? Diana, poftim. Da, Diana, sunt gata. Dar atenție, cadou din partea de azi, o fată de la Diana. Dă-i mai o fată repede. Acum? Acum, stingeți-vă rog camerele care le mai avem. Hai, Diana, mă, Diana. Ce, acum? Chiar așa toți? Nu, suite, eu am să le pun mâna la ochi. Dar eu pur și simplu sunt gălăgioasă, chiar dacă nu o să se vadă, o să se audă. Eu am să stâng microfoanele, să audă numai vânturile tale. Hai să vedem. Salutare pentru Nicolae Cazacu din Cahul. Din ce an ați început a cânta, Silvia, vă întreabă? Din anul 2000. Din 2000? Acolo s-a pornit toată nebunia, sunteți da? Sunteți vechișori deja, 2000, așa? Da, am scos primul album, dar... Mai aproape, te rog. Dar când? Din 94. Din 94. Wow! În 94 eu plângeam când România pierdea de la Suedia la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite. Frumoase amintiri, da. De la ce vârstă ai încărânțit, Virginia Cicotaru, te întreabă? De la 18. Asta e genetic la tine? La armată, așa s-a primit. De la armată. Acum se înțelege de ce armata. A, că nu erau fiete acolo, înțeles? Și el de ciudă încărânțit. Erau, dar nu erau, erau de alea. Sau nu erau deloc. Să nu sare în mâncare. Erau de alea din pământ. Ai înțeles că îi place sarea. Mm-hmm.
Din ce an este piesa Viața mea, Leona te întreabă? 2000. Din 2000. Dar acum, ce piesă atâta piesă? Viața mea, viața mea. O să o contăm acum, după, dar ce cu piesa asta, că toată lumea o iubește. De fapt e hitul lui Danco, da? E hitul cu care tu te-ai da? Da. Tu ai scris-o? Da. Tu ai scris-o, tu ai pus-o pe foaie, tu... așa. Dar uite aici o întrebare, de ce Danco? De unde așa denumire? În 2000 mai aproape, te rog, că nu te auzim. Pancom. Pe la Pancom trece. Da, și era pe un plăcat mare scris cu flăcări Danco și m-am uitat ușor de memorizat, simplu, frumos și așa și-a rămas Danco. Dar ce era atunci Danco? Dumnezeule, eu... Ce simboliza Danco? Eu chiar vreau să te felicit că n-ai trecut pe lângă un spital ginecologic. Ne-a păzit, domnule. În perioada aia. Era scris mare, da? Da, și era scris mare. Perete. Da. Știi dacă îi plăcea? Deci Danco s-a luat de la un afiș pe, tu îți dai seama? Da, da, asta. Da. Extraordinar. Extraordinar. Vă rog frumos, uite, de unde mai faceți build-uri de alea, că uite ce poate să apară. Dar uite un album nou, te întreabă Oleg Popa, când apare? Cred că următoarea lună. Următoarea lună o să apară, da? La mulți ani pentru profesorul meu, domnul Iuri Mielnic. La mulți ani, Victoria scrie. Stai, da. Cine-i? Tatăl Iuri tău? E întâmplător s-o primit, e tata meu. Ei, na. Următoarea piesă o să vină pentru tatăl meu. Dar nu numai pentru tatăl meu, dar și pentru toți. Hai, adică, și pentru tatăl meu atunci. Bine, hai, pentru tatăl meu atunci, care nu știi pe tatăl tău. Da, las că le facem cunoștință. Da, da, da. Când ne încumătrim. Apropo, la mulți ani, tata, la mulți ani, felicitări, are doar 60. Da, astăzi. Astăzi, la mulți ani, tăticu Iuri Mielnic. Să bagi piesele vechi azi. Ion zice că tu azi ești obligat să bagi piesele vechi. Ce zici? Piese vechi? Stai, nu te grăbi, că ai telefon. La noi când sună telefonul, ești obligat să spui primul alo. Zi alo. Alo. Bună seara, Natal. Bună seara. Mă numesc Victoria de la Căpriana. Da, Victoria. Și am o felicitare pentru cea mai bună prietena mea. Miercuri este ziua ei. Primește o vârstă frumoasă de 43 de ani. Da. Și vreau să-i doresc multă, multă sănătate. Fericire, sănătate care nevoie de ea, fericire, iubire, să fie iubită, stimată, apreciată, cei din jur. Mereu să ridice capul sus, să meargă pe scara treaptă, mereu să fie alături la bine și la greu. Și doresc ca să-i aparțină tot bine din lume și tot miercuri, un băiețel de la o cumătră de-a mea, tot îmi primește ziua din naștere, îmi primește băiețelul 14 ani, dar să-i doresc... Ionel, să fii sănătos, să fii iubit, să asculte părinții, să învețe bine la școală, să aducă doar note de 10 părinților. Așa, așa. Și să ajungă ceva faimos în viață. Așa cum e Timoșa de la voi din Căpriana, că eu îl țin minte de săptămâna trecută, da? Este un Timoșa. Da, da, nu trebuie să ajungă ca Timoșa, nu. Nu. Eu îl țin minte, pentru că nu pot scăpa. El la mine când Căpriana deja cineva zice de Căpriana, eu mi-aduc aminte de se asociază cu Timoșa, care de 8 martie au felicitat fumeile. Da, eu nu pot uita așa. La mulți ani încă o dată, la mulți ani să trăiască. La mulți ani. Da, mulțumesc. Aș vrea o felicitare ceva de o prietenă, ceva de suflet. Da, o să cântăm. O săptămână cât mai e reușită. Să fie. Mersi, da, mulțumim. Să fiți alături de noi, papa. Hai să trecem la viața mea. Bună seara, vreau să-mi felicit finuțul meu, Gheorghiță, din Rusia, cu ziua lui de naștere, Nano Anatolie Olesia, îi dorim tot bine de lume și armata ușoară să fie sănătos acasă. Nenea Valiera, ziceți o glumă, știți că sunteți om vesel, cineva zice o glumă. Mătali, știi anecdote? Știu bancuri. Bancuri, ia hai, un banc bun. Eu am zis așa că dacă cineva îmi dă 25 de bani în banc, lepă de muzică. Mă lăs de muzică. A, ești bancagiu. Înțelegi? Hai, adică... Ai un banc, omoară-ne cu un banc, cel mai tare al tău banc. Vreau să râd. Hai, Diana vrea să râdă înainte de... Să spun chiar așa că... Înainte de spune-l că vreau să râd. Înainte de copii, hai. Doi frați s-au dus pe deală la coasă. Aha. Și unul cosă, dar doi le pune în sac. Și cel care cosă, un sărit un șerpi și l-a mușcat drept de cuc. Cer scuze. El de durere strigară fratelui, se cheme salvarea. Format numărul sunat la salvarea, salvarea spune ce s-a întâmplat. Ia că așa, fratele meu, tatăl și eu pățit, l-am mușcat șerpi drept de cop și să fac, gata. Salvarea spune, suntem de parte de dumneavoastră, trebuie acordat primul ajutor, altfel nu-l scăpăm. Și fratele bucuros, ce trebuie să fac? Eu un cățit, taie rana și suge veninul, altfel nu-l scăpăm. Și el s-a blocat, fratele de durere striga, ce a spus doctorul? El spune, doctorul zice că e să mori. Atingi doar pe mine.
Eu cred că dacă era Diana, Diana nici nu suna la doctor. El știe ce să facă. Dacă era frățiorul meu, îți dai seama. Nu vreau să aud asta, crede-mă. Păi ce să zic, ăsta e bancă, am făcut și eu un banc. Niște paranteze. Hai să cântăm Viața mea. Hai să vedem Viața mea. O, Dumnezeule. Hitul lui, vreau să-l aud și eu. După acest banc cu Cucu, ești obligat să ne cânti ceva de viață. Este scumpă și e dată să o trăiești, dar nu mai poți în viața asta nimic să greșești. În viață cel ce are mult de la cel ce n-are, iar cel ce n-are scoate tot timpul din buzunare. Se împarte va cu unul, se împarte va cu altul și mai departe ajunge tot săracul ca bogatul. Viața mea e tot ce mi-a rămas, s-o păstrez, s-o am fără de necaz. În viața mea nici nu m-am aștept. Să cânt la toți cu drag. În special cu drag pentru diaspora. Diaspora, vă iubesc. Pentru toți prieteni de la Italia, mulți ani. Pentru Ghenadi Ciorescu de la Salvador. Și pentru toți cei ce mă cunosc. Ce ți-ai dat în viață, frate, nu mai poți schimba. Doar unul Dumnezeu e dat ca să schimbi ceva. De vrei să câștigi, să nu te cam grăbești. Viața e ce scumpă când o știi să o trăiești. În viața cel ce are, mult nu de la cel ce n-are. Căr cel ce n-are scoate tot timpul din buzunare. Se-mparte va cu unul, se-mparte va cu altul. Și mai departe ajunge tot săratul ca bogatul. Viața mea e tot ce mi-a rămas. S-o păstrez, s-o am perdinic. În viața mea nici nu m-am așteptat să ajung să cânt la toți cu drag. La mulți ani pentru cumătru Ionaș de la Spania, ruta Spania-Chișinău, pentru toți șoferii, la mulți ani! E tot ce mi-a rămas, s-o păstrez, s-o am fără de necaz. În viața mea nici nu m-am așteptat să ajung să cânt la toți cu drag. Deci curge cu mesaje aici, plouă cu mesaje, vocea de aur, vai ce frumos, bravo! Valeriu, vină la microfon! Foarte super, bravo, salutări din Italia, super, bravo! Virginia Ciubotaru, amintiri din tinerețe, bravo, bravo! Deci toată lumea te aplaudă, pur și simplu te adoră! Am două întrebări la tine, dar după apelul ăsta, sunt două întrebări serioase la tine. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara. Spuneți! Mă numesc Cana Alexandra, sunt din Bărcioi. Mi pare bine că domnul Valeriu Stoianov a stat la diaspora. Vreau să felicităm fiica noastră cu împlinirea 5 ani și ne bucurăm mult că este finuț al domnului Valeriu. Mm-hmm. El s-a răspândit neamurile până peste tot, nu? Are finuț, da? A fost cu mătru sau cum acolo? Da, finuța Madalina de la Bărcioi. Tican Madalina.
Tu măcar o ții minte pe Slăbăcioi, Finuța? E ultima. A câta? Ultima ta încercare de a fi cu mătru, da? Mă rog. A câta? Nu, mă rog, dacă are mulți, mă. Are, da? Eu am 10, de exemplu. Le știu numărul și știu cine și ce face și ce, câți ani are. Ei, mă, Diana, acum 10, dar ei au câte 40-50, mă. Da, ei, așa mulți, înainte, Doamne. Da, stai. Înainte, nu că e mai ușor să accepta ca cu mătru. Acum, atunci, nu, din punct de vedere financiar, nu era ori atât de problematic, ori nu spunea atât de mult, știi? Mm-hmm. Și la cumătrii, când se făcea ori în corturi, ori undeva în casă. Și mergea iată, tot satul. Da, iată care mergeau, cam așa erau cumătrile, nu? Mai mult îmi place așa. 30 de cumătri, dar... Așa îmi place mai tare, mai, mai mulți cumătri. Eu aș trebuia să te întorc în timp, pe vreo 3 zile și să vezi cum e acolo. Ai spoți fără mine aici la diaspora? Nu că aș pot, dar aș închid cercul și care să nu mă mai întorc. Să te aduc înapoi, da. Vreau să întreb o chestie, dar te rog frumos să insist la microfon mai aproape. Formația Danco era formată din mai mulți? Eu cu fratele meu. Hai tu cu fratele doi membri, da? Acum e deja... Acum ești așează-te. Numai tu pentru că... Fratele meu, cu părere de rău, e plecat psihotare la Germania. Vreau să-l salut. Mm-hmm. Cum îi zice? Succes, Ion Stoianov. Ia loc, așa, de fă-te comod. Mai întâi și după aia dăm salutările, ca să te auzi mai bine. Nu, nu sunt salutări, de-aia discuție. De când fratele tău a plecat din formație? Un an, poate. Un an. De atunci ați lăsat. Da. Voi muzica care o aveți în casete, care se vindea în piață, în piața centrală, pentru că eu de acolo am început anunțul. Pentru că eu am prins perioada aia când la fiecare 15 metri erau gheretele alea. Voi, din casetele alea care se vindeau, aveți ceva, ați avut ceva procente? Ați avut bani? Veneau bani la voi? Puțin pe procente, mai mult așa bani cash luam. Cine vă plătea? Gheretele? Fiecare gheret aparte? Sau nu. Cum? Firma care... aia, că, da. Care, la ce firmă era asta? Vindeam albumul. Music Master, Trimedial, Cand Records. Da, da, da. Music Master, Trimedial. Da, 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 ăștia erau. Și plus minus cam cât ați primit voi pe casete? Cât primeați de o casetă? Pe timpurile celea, $500 plus minus. $500 pe... Album, pe album. Pe album. Da. Dar câți bani îți trebuiau ca să faci un album? Ca să înțeleg diferența. Câți bani cheltuiai ca să faci un album? Nu mulți. Câți? 50. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Și aș vrea să primi salutări la diaspora, la tu ești cu noi? Sora din Israel și asta încă... la toată diaspora. Și aș ruga pe domnul Valeriu, cu mătru Valeriu, să ne cânte cu Mădălina. Da, da, Mădălina. facem plăcere. Doamna n-a plecat. Stai să înțeleg, dar sunteți încă doamna din Băciuai? Da. A, dar și nu n-ați răbdat până lunea viitoare să stați. Noi am crezut că nu i-ați răbdat dus. Am crezut că ați închis, doamnă. Bun, doamnă, vă rog frumos, rămâneți cu noi până la sfârșit, nu puneți receptorul, până la sfârșitul emisiunii. Numai decât. Da, o seară bună. Da, o seară bună. Dumnezeule, m-am speriat. Și eu nu înțelegeam cine. Hai să... Vreau și eu să salut toate finuțele mele. Da, te rog. Două finuțe la Cruzești, finuța la Togatin, filuța la la Anglia. Sunt... Mădălini. Alo, bună seara. Bravo. După caseta mea s-a mulțit Mădălini. A apărut mai multe nume. Bună seara. Mădălina. Alo. Bună seara, de unde ne sunați? Eu sper că nu e doamna din Băcioi. Apropo, pe noi azi încă nu ne-a sunat Mișa din Lăvă, încă nu ne-a sunat azi. Păi, dar nu trebuie să vină mâine? Trebuie să vină. Eu am numărul lui acasă și eu tare mult m-am gândit ce să fac. Da, i-am promis să-l sun. Nu, trebuie să-l suni să-l inviți mâine. Apropo, Mihai din Lăvă, dacă ești, rog frumos, că numărul tău e la mine acasă. Sună... Doamne, am ajuns să-l rog pe Mihai. Mihai, sună în emisie directă să vedem dacă tu mâine vii sau nu din Lăvă. Dacă poți să vii. Și cu Mădălina. Hai cu Mădălina, da? Cântăm, da? Cu mare drag din partea nanului pentru toate mădălinile să fie sănătoase. Pentru toate mădălinile, da. Valera, mai aveai un cântec crăcănat, m-a făcut mama. Tu aveai și așa cântec? Ok, eu nu le cunosc pe toate, dar aia că crăcănat, cum m-a făcut mama, eu, asta e puțin și o piesă care s-o dedic unui din vecinii mei. Succes! Go! Pentru toate mădălinile. Salutare din Verona, de la Radu Buga. Grădine, am amii fetițe, scumpă garofițe. Mădăline, line, floare de grădine, am amii fetițe, scumpă garofițe. Părinții și nanii multe vor susține, să
vii fericită și să-ți fie bine. Mamă te va crește, tata te iubește, mândră floricică, dulce bombonică. Har și înțelepciune, fetiță minune. Dă-ți Domnul ție multă cingășie. Har și înțelepciune, fetiță minune. Părinții și nanii multe vor susține, să fii fericită și să-ți fie bine. Părinții și nanii multe vor susține, să fii fericită și să-ți fie bine. Bucurie la părinți mândrie. Fii tu sănătoasă, dar și norocoasă, să aduci bucurie la părinți mândrie. Părinții și nanii multe vor susține, să fii fericită și să-ți fie bine. Mădălina mamei, odorașul tatei, bobocel de fată, piatră nestemată. Mama mea-i fetiță, scumpă garofiță. Mădăline, line, floare de grădină. Mama mea-i fetiță, scumpă garofiță. Mama te va crește, tata te iubește, mândră floricică, dulce bombonică. Mama te va crește, tata te iubește, mândră floricică, dulce bombonică. Dar ce instrumentiști serioși, nu dau niciun zâmbet, nu schițează niciun dinte, înțelegi? Valeriu, când ești cu noi, microfonul e aproape. Da, și te așez ca să te auzim. A luăm un telefon, e de peste hotare, mă uit la număr 796. Alo, bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara. Noi sunăm de la Moscova. Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru cumătra noastră de la Leova, Cocirica Nouă, Tatiana Babuș. Așa. Îi dorim multă sănătate. Foarte. Se scoate unul pe altul, uite. Alo! Franța a scos Moscova. Alo, bună seara! Alo, bună seara, Anatol! Bună seara! Bună seara! Bună seara și lui Valeriu, cel care ne-a cântat la nuntă cu 16 ani în urmă. Extraordinar, wow. Da. V-ați uitat vreodată la caseta de la nuntă? Nu știu dacă mai ține minte, știu că am împăcat Arvona pe peronul grării. Mergeam la Moscova la lucru. Așa. De atunci. Sărmanii. Salutări la toți corinienii care, la care ați cântat și la care nuntă ați făcut o veselie foarte mare. Îi salut și eu pe toți. Noi, vă apreciem și chiar îmi pare bine că vă mențineți piață și în ziua de astăzi. Piața muzicii și am și un cadou muzical pentru colegul meu care cânt și eu aici la Franța, la Petreter pentru moldovenii de peste hotare. Așa. Pentru Vitalie Matolin, cred că și în Moldova îl cunosc mulți. Uh-huh. Îi transmit multă sănătate, multe ore de bine și toți care sunt, care cântă, care au darul ăsta de a bucura lumea, să aibă succes și să ieșim o dată din pandemie, să facem o mare, mare chef. Încă o dată, Valeriu, mulțumim mult și să aveți seară bună. Mai țineți minte câți bani i-ați plătit lui, da, Valeriu, da, atunci, da, la nuntă? Da. 4.500 de lei. 4.500 de lei pentru toată nunta, da? Wow! Da, pentru toată nunta, dar și erau 3 persoane, era și o domnișoară cu dumnealor. Aha, era o fată care lua acei 500, cred. Bun, mersi mult, o seară plăcută de asta. O seară bună, mulțumesc mult, da. Sănătate. Păi așa erau prețurile atunci, nu se compară cu prețurile de acum. Am să schimb muzica puțin, pentru că e timpul ăla. Știi care e timpul, Valeriu?
Tu urmărești în general diaspora? Asculți diaspora? Ești cu noi? S-a uitat, da, la sigur. Da? Da, da, sigur. De 1000 de ori. Numai de 1000? Săptămâna trecută tu ai fost ales în dauna lui Nicu Popa. Te-a vrut mai multă lume. În această seară tu o să trebuiască să propui alte două nume care să fie puse la vot pe Facebook, să vedem cine vine lunea viitoare. Din start te rugăm frumos, avem o singură rugăminte, să nu propui taraful Diana Rotaru. Asta e singura noastră rugăminte. Am să risc o să iasă bine. Te rugăm frumos. Vrem muzica ala aia. Tu nu mă iubești deloc, serios. Eu te iubesc, eu taraf tău, nu iubesc. Te gândești bine. După melodia următoare o să ne dai alea două nume. Okay. Ai 3-4 minute. Cui dedicăm această piesă? Anatol Melnic, nu uita să-mi trimiți muzica, Ion Taborcean. Uite, Ioane, mersi mult că ne-ai adus aminte. O să-i aduc eu aminte în cazul în care mai uită. Cui dedicăm această melodie și ce vrei să cânti? Pentru bunii mei prieteni de la Germania, și anume Ruslan și Irina Crud, vreau să-i salut. Vă iubesc mult. Și pentru dumneavoastră această piesă frumoasă, doar pentru tine se numește. Pentru tine. Între timp ce Valeriu se pregătește să cânte, voi puteți să propuneți variantele voastre, cum credeți, cum vreți, cine doriți să vină lunea viitoare. Eu am să citesc aici comentariile voastre și o să alegem împreună cu Valeriu pe cei doi. Hai să cântăm. Cum se ziceai că se numește muzica? Cum se numește asta? Doar pentru tine. Doar pentru tine. Hai pentru... Pentru toți? De la Germania. Hai, din Germania. Hai să vină. Nemților! Dasti pentru tine! Te-am văzut aseară în vis, cum cu drag tu m-ai cuprins și mi-ai spus că mă iubești, doar la mine te gândești. Te-am văzut aseară în vis, cum cu drag tu m-ai cuprins și mi-ai spus că mă iubești, doar la mine te gândești. Doar pentru tine dau inima din mine, doar pentru tine vreau viața să o trăiesc. Doar pentru tine dau inima din mine, doar pentru tine vreau viața să o trăiesc. Ce-aste vorba ta s-a schimbat și viața mea. Dragă, mi-ai spus un cuvânt, am să mor și n-am să-l uit. După ce-aste vorba ta s-a schimbat și viața mea. Doar pentru tine dau inima din mine, doar pentru tine vreau viața s-o trăiesc. Doar pentru tine dau inima din mine, doar pentru tine vreau viața s-o.
cu drag tu m-ai cuprins și mi-ai spus că mă iubești. Doar la mine te gândești, doar pentru tine dau inima din mine. Doar pentru tine vreau viața s-o trăiesc. Doar pentru tine dau inima din mine. Doar pentru tine vreau viața s-o trăiesc. Am citit, între timp cât ai cântat, am citit câteva comentarii. Cum câteva? Aproape toate. Aproape toate. Ceea ce vreau să răspund la câțiva. Formația Dragoste, cineva. Mai multă lume au scris Formația Dragoste. Faza cu Formația Dragoste e în felul următor. În cazul în care voi convingeți să-l sunați pe domnul din Dragoste și să-l convingeți că vrea să vină la diaspora, atunci noi suntem deschiși. Pentru că din unele surse am înțeles că el a fost întrebat dacă va fi pus la vot, va accepta și încă are niște rețineri. Voi, cei care cunoașteți pe din Formația Dragoste, sunați-l și spuneți: "Amă, du-te, te rog frumos, acolo la diaspora, că te cheamă." Și dacă el acceptă, noi suntem deschiși, stați fără grijă. Corect. Avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Anatol! Bună seara! Bună seara! Italia! Bună seara, Diana! Bună seara! Asta sunt eu, Alisa. Da, Alisa. Anatol, pot vorbi cu domnul Valeriu? Sigur! Da, vă ascult! Vă salut! Domnul Valeriu, bună seara! Bună seara! Aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru tatăl lui domnul Anatol Melnic, Iuri Melnic, dacă se poate. Să ne trăiască, să ne trăiască! Din partea la toată diaspora, să vă fie sănătos, domnul Anatolie! Mersi mult! Mersi! Da. Sănătate și o melodie la dorința dumneavoastră, domnul Valeriu! Ok, felicitări! Mersi. Pentru mersi tatăl lui Anatol Melnic. Mersi, Alisa. Mersi. Și multă sănătate. Așa cum ne-am înțeles, ne lămurim noi. Mulțumesc, dumneavoastră, da, ca să duc pe lume așa un ficioraș care ridică dispoziția la așa o țară mică, da, plină de oameni buni cu suflet mare. Să vezi mie ce mai ridică dispoziția. Să vedeți, Diana, cum nici nu ne ridică. Plânge, că e așa rău. Am văzut tot acolo niște comentarii. Pe lângă toate astea vrem să vă informăm că ceea ce ține de muzică, joi o să avem încă muzică, o să vină Doinița Sulaca alături de noi, da. Așa. Ea cântă și operă mai nou. Da, o să vă ascultați și pe Doinița Sulaca. Da, da, da. Până atunci însă, eu cred că e timpul să propunem două formații sau două nume să dăm. Te ascult, ai ceva legături, ai ceva fantasme, ai ceva relații cu cosmosul care ți-a spus cam pe cine să propui. Am văzut aici, lumea zicea de Nuntașii, lumea zicea de Nicu Popa, lumea zicea de Doi Frați. Da, de John Bon Jovi, ai văzut? John Bon Jovi. Putem să-l aducem? De Trușeni, cred, eu nu știu ce. Probabil, da. Ce zici, Valeriu? Ai două? Am două nume, da. Dar spune-le pe rând, câte unul. Am puține informații, dar este o doamnă care cântă foarte bine, are o voce superbă. Mi-a plăcut, m-am uitat un video pe YouTube, cred că nu țin minte, dar cine e foarte descurcăreanță. Doamna Cristina Buruiană de la Hâncești, Formația Regal. Formația Regal? Am auzit de Formația Regal. Regal? O doamnă foarte descurcăreanță. Mm-hmm. Regal. Da? Ea conduce chiperi. Bărbații, da? Chiperi. E o doamnă care vine cu chiperiu, da? Voce eu cred că vine cu chipăruș mai mulți. Aș vrea să mă usture un regal într-o lume. Deci, atenție, regal propusă și cel de-al doilea nume. Sunt foarte doamne, foarte multe doamne la noi talentate, care stau în umbră și nu ar fi păcat ca să propun niște doamne. Și a doilea nume, Formația Nuntașii, Dima Link, pentru că îl solicită lumea și eu mă bucur. Bucur. Ok, atunci, cei din Paris, în cazul în care sunteți gata, puteți să scrieți Regal sau Nuntașii, iar noi de pe Facebook o să putem vota. Hai să luăm un sunet din România, după care apare și toată treaba. Bună seara! Bună seara! Domnul Anatole, bună seara! Bună seara, diaspora! Bună seara! Seara. În primul rând vreau să mulțumesc echipii din diaspora, media, că până la urmă s-a acceptat dorința noastră să vină. Mulțumatul Valeriu Stoianov, formația Danco.
Mulțumesc. Vă sună Andrei Crăciun. Da, v-am cunoscut. Nepoțelul, da, străiești. Să fii sănătos. Sperăm ca în timpul apropiat să întoarcă și fratele Văniușa Stoianov. Da, să fie din nou formate ca pe timpuri. Familiei voastre vă dorim sănătate, succes, dacă ați pomenit de fetiță, să vă fie într-un ceas bun și cred că următorul imn va fi Fata Mamei și Mie Mică. Este cântecul Fata Mamei cea mai mică, te-am crescut din mititică. Nu știu, la mine în familie scântă Are Mama Fata Tati. Nu știu la voi. Fata Tati, Fata Mamei scântă, da. Nepoțelul bucuros să te aud. Tu care n-ai scântă Are Mama Fata Tati? Da, Are Mama Fata Tati, așa e la mine un cântec scântă. Deasupra mie de sunteți foarte bravo. Mulțumesc că ați acceptat. Noi am tare insistat ca să vină. Păi, dar n-am acceptat noi, ați ales voi. Mersi mult. Da, vreau să... Și mulțumim și la cei care au votat. Este foarte plăcut să vedem și să apreciem, să nu îi uităm în primul rând pe cei dinainte, să luăm exemplu și să mergem înainte. O seară plăcută, mersi România. Succes și la mulți ani tuturor. Da, vreau să salut și părinții cu drag. Doamna Dusea și Efim Crăciun de la Comuna Budești, trăiască oameni de omenie. Wow. Foarte respectul. Atenție, m-a întrebat cineva, apropo, a apărut deja. Eu deja am votat. A apărut deja căsuța unde puteți vota regal sau nunta și pe Facebook, o să ținem toată asta 10 minute. Cineva m-a întrebat, de fapt nu m-a întrebat, a scris aici în comentariu că nu-i corect, trebuia să rămână Nicu Popa. Eu vreau să spun că Nicu Popa o să mai apară în propunerile voastre, dar atât timp cât au fost două încercări în care Nicu Popa nu a bătut, am zis că astăzi facem pauza aia, după care îl revine cu Nicu Popa. Nu, stați fără grijă că noi n-am uitat de el. E un băiat extraordinar, adică îl prindem noi la casă. Deci trebuie să votați cine vine săptămâna viitoare, regal sau nuntașii. Cui dedicăm următoarea? Pentru familia Mielnic, pentru părinții Italiei. Pentru domnul Iurie. Mersi, mersi. Și soția, la pentru mulțean, mama ta. La mulți ani, tata, la mulți ani, mama și la mulți ani pentru toți tații. Eu nu știu cum, așa mai modest, nu vreau să fac personalizată nicio dedicație. Am să mai citesc niște mesaje, cât tu te pregătești. Cu mătrele poate o votăm pe doamna Chipier Regal, ce zice, se zice Inga. Nuntașii scrie aici lumea. Hai că o să vedem. Acum puteți să distribuiți acest live sau puteți să vă chemați prietenii să voteze pe Facebook dacă aveți lenea asta ca să nu stați cu noi până la sfârșit, ca să votați Regal sau Nuntașii. Go, băieții! Iurie. În special pentru domnul Iurie Mielnic, să ne trăiască la mulți ani înainte. Să aibă niște bătrâneți fericite, pline în sânul familiei, cu nepoței frumoși și nepoțele. Cu drag pentru familia Mielnic și pentru tot neamul lui Sindrens. Anii mei și tinerețea, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimic, Doamne, nu mi-au spus, măi. Anii mei și tinerețea, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimic, Doamne, nu mi-au spus, măi. Păi nu mă mânia, că te-ai blestemat și tare te-ai supărat. Opa, diri-da, opa, diri-da, opa, diri-diri-diri-diri-diri. Păi nu mă mânia, că te-ai blestemat și tare te-ai supărat. Opa, diri-da, opa, diri-da, opa, diri-diri-diri-diri. Domnul Iurie, la mulți ani, partea formației noastre. Știu în lumea asta dacă mor sau mai trăiesc, măi. Vreau să-mi cânte alte tango, să beau, să mă înveselesc, că nu știu în lumea asta
dacă mor sau mai trăiesc, măi. Domnul Iurii sus paharul, nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Păi nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Familia Mielnic. Poți să ai neică pe lume, poți să ai neică de toate, roata vieții niciodată n-ai s-o poți neică întoarce. Vieții niciodată n-ai s-o poți neică-ntoarce. Păi nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 diri. Păi nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 diri. Să ne trăiți, bravo, bravo, lăutari! Bădița Iachim de la Cruzești, mulți ani și respect de la mine. Și pentru vecinii mei, anii mei și tinerețea, nu știu, Doamne, cum s-au dus, n-am știut ce înseamnă viață, nimic, Doamne, nu mi-au spus mai. Anii mei și tinerețea, nu știu, Doamne, cum s-au dus, n-am știut ce înseamnă viață, nimic, Doamne, nu mi-au spus. Măi, domnul Iurie, să vă trăiască piciorașul. Nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 da. Băi, nu mă mânia, că te-ai blestema și tare te-ai supăra. Opa diri da, opa diri da, opa diri 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 diri. Mersi frumos, la mulți ani, tată, la mulți ani la toți. Încă ține votarea asta, în cazul în care vă conectați acum și v-a apărut acolo căsuță, să nu vă mire toată treaba. Avem telefon din țară, ne sună pe WhatsApp. Alo? Nu. A plecat, vine altul, bună seara. Bună seara. Bună. Alo, bună seara. Seara. Cine ești? Sunt Grigore de la Sipoteni. Aș dori o melodie și în special pentru domnul Valeriu, să ne fie sănătos, să ne trăiască. Mulțumim. Și să cânte la toată lumea cum o face de obicei. De la Sipoteni ne sună. De la Sipoteni. Da, vă salut cu drag, mersi. Domnul Valeriu, bună seara, bună. Sănătate și la mulți ani. Și aș dori pentru fetița noastră, pentru am din 2000, nu știu, pot să spun când a apărut melodia asta de la dumneavoastră. Și când am avut a doua fetiță, prima e Madalina, și a doua e Viadelia. Și aș dori foarte, foarte mult piesa asta pentru fetița noastră. Cum ați spus că se numește? Adelia. Viadelia. 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 Dar de unde e Viadelia? De la viaduct? Din repertoriu formației Danco. Deci tu ai auzit piesa de la Danco, Viadelia, și i-ai dat numele fetei Viadelia? Da, desigur. Anume datorită lui. Anume datorită lui. Nu știu pe ce când a apărut. 2009, 2010 sau 2008. De ce nu pot să spun de ce. De ce n-ai numit fata ta Danco? Nu. Pur și simplu mi-a plăcut numele. Și Danco nu-i frumos? Eu a cătării cum... Dancolina. Uite cum sună. Dancolina. Dancolina, cum era usata ea. Da, ții da, minte? Da, da. La o farsă de-a spune, noastră. Spune. Pur și simplu, eu tot cânt la ceremonii, un așa? Pic, tot un pic de muzicant. Domn Valeriu, dacă ne întâlnim personal,
pot să mă recunoască. Din partea lui, suntem cunoscuți. O fată. Da, te aștept un spțiu, găsim. Nici o problemă. Și-aș dori să cântați piesa asta. Hai că o să găsim în program. O să găsim în program poate și piesa asta, Via Delia, da? Asta ai făcut pentru o nepoțică de-a mea. Mm-hmm. Făcut-o mm-hmm. la comandă. Dar de unde numele ăsta? Hai că Dancu am înțeles, dar Via Delia. Mică ei, eu dat numele la fetița ei, nu mi-e frumos. Am făcut o piesă. Uh-huh. Eu am auzit de piesă de la tine mai năstrușnici. Cum acolo, Crăcănat? M-a făcut mama Crăcănat? Așa se numește okay, piesa? Apropo de nume, numai o secundă. Da, make-up artista noastră de la emisiunea Gusturile se discută. Aha. Știi cum o cheamă? Cum o cheamă? Onorina. Deci ai înțeles ce nume, da? Via Delia, Onorina. Te grabă Anuslina. De fiecare dată uit cum o cheamă și tot timpul stai să ne aducă. Onorina. Anuslina, Mamelona, curând... Ovarina, vaginina. Hai, de ce nu? N-am nimic. Ce fantezie asta ai? Așa o glumă, nu, n-am nimic cu numele. Să trăiască toate numele, bună seara. Da, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara, cine ești? Cum vă numiți? Ivan. Aha. Ivan, de unde ne spui? De la Franța. Franța. Ai, frumos. Franța? Da. De la Franța. Vrem să discutăm cu domnul Valerii. Da, poftim, vă rog. Da, vă ascult. Vă salut. Bună seara, domnul Valerii. Bună. Mi-ați cântat la anunta noastră. Cu 2 ani în urmă, la Coșnița, dacă vă aduceți aminte, pentru Ion și Gabriela. Etajul 2. Foarte corect. Nunta a fost la etajul 4, dar voi la etajul 2 cântați de obicei. Așa se întâmplă, că sunt unii liseli unde... La un etaj se mănâncă și la altul se dansează, da? Așa era, mă? Okay. Și într-un se primesc cu astea. Așa era, da? Fost foarte amuzant. Da. Foarte amuzant. Domnul Valeriu, da, tot urmăresc și nu văd piesa cu Tu iubito. Dar nu răsună în această țară? Tu iubito? Ce e asta? Da. Ce piesă asta? O să le facem toate din nou remix într-un album nou. Ce piesa asta, Tu iubito? E ok piesa? E bună? O mai ții minte sau? Iubito, crede-mă în viață, da. Foarte corect, așa, aia este piesurile. Nu cânti, aia că am uitat versurile, da? Da, nu mai cântă. Pe anii 2000. O să fac un remastering mix la această piesă cu... Nu mai este în relații cu iubita, aceeași nu mai cântă. Da, e deja soție, știi? Bye, bun, mersi, Franța, succes ție și eu sper cu mătria să măcar să o faci la același etaj. Da, va fi Anatol. Adică... Super. Să nu faci masa în Franța și dansurile în Moldova. Asta principalul îți doresc. Nu mult. Bun. Hai, o seară plăcută. Dar muzicanții scântă din aeroport. Da, în Irlanda trimite, în general. O seară plăcută. Hai. Da, mulțumim, la revedere. Moldova e minunată, sincer. Moldovenii sunt minunați. Da, așa este. Crăcănatul ăsta, stai bine cu Crăcănatul? Da, ajungem, dacă e posibil. Hai cu Crăcănatul, hai să ne crăcănăm. Am făcut foarte multe piese de glume, cred că diaspora o să mă primească așa cum sunt. Bancagiule. Și o să le cânt așa, pe nume. Dar cântă-le Crăcănat. Hai și le Crăcănat. Mai luăm un telefon. Dacă îi schimb cuvintele la cânt, expert. Bună seara. Alo. Alo. Da, bună seara, vorbește. Bună seara, domnul Anatol. Da, salut. Auziți bine? Da, spune. Vă sunt din Italia, mă numesc Gheorghe. Vreau să-mi felicit fiica Adelina. Așa? Care astăzi împlinește 6 ani. Îi doresc sănătate, o pelărie frumoasă și tata o iubește mult. Și dacă se poate din partea lui domnul Valeriu, o melodie ceva despre fetiță, fiică, nu știu. Despre fetiță, despre copilărie, că despre am copilărie, un cânt foarte frumos, da. Bine, mersi. Da. O seară plăcută. După Cizmaru. Mersi mult, seară plăcută. Vă readucem aminte că anume după piesa asta Crăcănată care vine, o să spunem stop vot și o să aflăm cine vine lunea viitoare, da? Te invităm, această piesă Crăcănată se dedică și colegii mele iubite, Diana. Așa un mic potpuriu. Cu mesaj, ești tu când vii în emisie, tu crac în diaspora și vai, ce frumos. Răspândește fluid emoții, muzical. Fluid muzical emoțiile tale. Diana, sincer, piesa asta e pentru tine. Mulțumesc frumos, o iau ca pe un compliment. Da, sigur. Un compliment crăcănat. Sigur, eu când te văd tu mă nervez,
Eu așa te văd crăcăna, te-aș crăcăna așa și te-aș pune jos de două studiouri în Kraken și iar în Kraken și așa. Oh, de mi-ar da Dumnezeu putere ca să te rapt și eu cum mă rapt și tu. Diana Rotaru, răbdările noastre se vor crăcănate. Se vor crăcăna odată. Hai să cântăm. Hai băieți. Fața casei ne-am lichit, la ridam tiridam tiririda. Astă noapte n-am dormit, la ridam tiridam tiririda. Fața casei ne-am lichit, la ridam tiridam tiririda. Și la noapte n-am mai dorm, tiririririririririda. Că am de lichit un corp, tiririririririda. Și la noapte n-am mai dorm, tiririririririririda. Că am de lichit un corp, tiririririririda. Așa ia uziunea, ia vicinili, la ridam tiri dam tiri ridi da, ca să văd tu e lili, la ridam tiri dam tiri ridi da, mă vorghez vicinili, la ridam tiri dam tiri ridi da, ca să văd tu e lili, la ridam tiri dam tiri ridi da, vine una și mai stă, tiri ridi 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 da, și la din zi tot așa, tiri ridi 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 da, da vine una și mai stă, tiri ridi 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 da, și la din zi tot așa, zi. La ridam tiri dam tiri ridi da, și la dansa se văd rușii, la ridam tiri dam tiri ridi da. Vine una și se duce, la ridam tiri dam tiri ridi da, și la dansa se văd rușii, la ridam tiri dam tiri ridi da. Eu mai mult nu le-ai primi, tiri ridi 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 la și din rău nu mor vorbi, tiri ridi 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 da. Eu mai mult nu le-ai primi, tiri ridi 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 la și din rău nu mor vorbi, tiri ridi 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 da. Păi mă apucai de cizmărie, păi cea mai bună meserie pentru Italia. Mă apucai de cizmărie, păi cea mai bună meserie. Păi să iau acul să cârpesc și din asta să trăiesc, la viața centrală. Să iau acul să cârpesc și din asta să trăiesc. Măi zi, băi, iau ziua, iau zlouă, iau zlouță și mă. Ascuțit, măi, păi a crăpat pe lea puțin, măi, păi pe cărarea de la moare, păi m-am întâlnit cu o domnișoare, păi m-a oprit scumpa dotuie, care avea ceva să-mi spuie, păi m-a oprit scumpa dotuie, care avea ceva să-mi spuie, hai că-i bine! Păi la pantoful ascuțit, păi a crăpat pielea puțin, măi. Păi și mă roagă ea cu gura ca să repar crăpătura. Păi și mă roagă ea cu gura ca să repar crăpătura. Pentru toți ce-s mari, ce făcea, bravo Diana? Păi mâna pisule punea, măi. Păi dar ce smarul ce făcea, măi? Păi mâna pisule punea, măi. Păi sula-n mâine o lua, răpătura-i repara, măi. Păi sula-n mâine o lua, răpătura-i repara. Sănătate la toți ce smari! Și din gura așa-i zicea, măi. Păi domnișoara-i mulțumea, măi. Păi și din gura așa-i zicea, măi. Păi cizmare, mâncați aș gura și tu mie crăpătura. Cizmare, mâncați aș gura, dar tu mie crăpătura. Bravo, bravo, bravo.
Bravo, dă-i Dianei să cânte și de sulă ceva. Bravo, Diana. Păi într-o zi la o muiere, păi i-am cusut așa o piele. Da, într-o zi la o muiere, păi i-am cusut așa o piele. Păi piele bună ca a mea, să mă țină minte ea, măi. Păi piele bună ca a mea, să mă țină minte ea, măi. Cu tu mama, dar nu-mi pare rău. Când mă aud pitrichișoare, să fac și părău. Mă grăgănăt, m-a făcut mama, dar nu-mi pare rău. Când mă aud pitrichișoare, să fac și părău. Părău am pătit băut, ca să fiet și voi. Să nu văd eu ochii nimeni, că sunt trei la noi. Dar părău am pătit băut, ca să fiet și voi. Să nu văd eu ochii nimeni, că sunt trei la noi, bă! Pantoful ascuțit, măi, păi a crăpat pielea puțin, măi. Păi la pantoful ascuțit, măi, păi a crăpat pielea puțin, măi. Păi și mă roagă ea cu curat, ca să repar crăpătura. Păi doamnișoara-i mulțumea și din gura și-ai zis și-a zis. Hai și cu șoferul, hai și cu șoferul. Trecem la șoferoare. Păi când m-am dat tari mai închedic, nu știu ce să fac. După două, trei pahare, nu pot ca să cal. La din străchini eu pășesc, dar îmi pare ghine. Crăcănat și îndoieț, nu-s nimic ca mine. La tischia am vrut să trec, ca să le întreb. Dar un om i-a dat un sfat, deloc să nu-i șerg. Că o încercat și el săracul, dar nu le-a îndreptat. După te-a sfâi într-o parte și umblă numai bani. Șoferul te mai gândești sau o știi? Cu șoferul, hai cu șoferul, hai direct cu șoferul, mă. După aia dăm rezultatele. Hai cu șoferul. Dacă tot de la... E bine să fii șofer. Wow! Să-i ai cu tine și un pasager. Te oprește o fetiță și ții și mai bădiță. Aia-mă până la Chișinău. Păi te oprește o fetiță și ții și mai bădiță. Aia-mă până la Chișinău. Pentru toți șoferii să ne trăiască la mulți ani. Să aibă Domnul în pasă mereu. La Chișinău noi n-am mai ajuns. În iarba verde noi ne-am ascuns. Aici în iarba verde nimic ca nu se vede și am adormit îmbrățișați. Păi aici în iarba verde nimic ca nu se vede și am adormit îmbrățișați. Zi-mă! Fata băiatului azi invit. Ia-mă la tine acasă să fiu a ta mireasă, să te iubesc cu adevărat. Păi ia-mă la tine acasă să fiu a ta mireasă, să te iubesc cu adevărat. Eu fată dragă sunt însurat. Am o fetiță și un băiat. Cu toții mă așteaptă oare când vine tata, așa că nu te supăra. Păi cu toții mă așteaptă oare când vine tata, așa că nu te supăra. Lor dragi, vă rog să ascultați și cu șoferi să nu vă legați. Te plimbă, te sărută și apoi tot te uite, așa-s șoferii fetelor. Păi te plimbă, te sărută și apoi tot te uite, așa-s șoferii fetelor. Te plimbă, te sărută și apoi tot te uite, așa-s șoferii fetelor.
te plimbă, te sărută și apoi tot de mâine, așa șoferi pe telăre. Hai să citesc repede câteva mesaje de pe WhatsApp. Îmi cer scuze de la cei de pe WhatsApp că v-am evitat până acum. O piesă pentru satul Horodca Eloveni de la Tusea din Israel. Am o mândră floare dulce. Bună dimineața din Spania, de ce am citit mesajul ăsta. Bună seara din Moscova, domnul Melnic și doamna Diana. Îl rog pe domnul Valeri să cânte Când ai frate cui îi spune. Nu ești singur pe lume, pentru că mătra mea Tatiana Babuș din Cucilia Nouă, Leova, cu ziua de naștere. Tolica Frățioară, bună seara, Diana Bifana, bună seara din Italia. Nu putem să felicităm astăzi cu numere. Sunați-l pe nașul nostru de cununie cu ziua de naștere. Andrei și Inga, am vrea foarte mult ca Danco să cânt din partea finilor. Andrei și Inga îl cheamă Igor Obadă. Igor, la mulți ani, dar nu putem să te sunăm că nu facem apeluri azi. Apropo, spunem stop vot. Aurica din Franța, te rog frumos să-mi dai datele finale. Bună seara, te rog o dedicație pentru fetița mea Adelina, împlinește 6 anișori, a fost asta, oricum la mulți ani. Luce Ciulacu, cineva zice. Cântecul tu iubito, Ana Rock, dacă se poate piesa Vărul meu cu două fiețe. Te rog, cu două fiete. Vărul meu cu două fiete. Nu, cu două fiețe sună mai bine. A, dar eu am citit două fiețe? Cu două fiete, mă rog. Bună seara, diaspora, cumnatul Valeriu, îi doresc succes în continuare. Soțul meu, Ionel Stoianov, care la fel ne-a bucurat cu muzica lor. Să știi că te iubesc, pentru noi vei fi mereu cel mai bun, cel mai apreciant. Mesajul vine de la Veronica Stoianov. Sora mea, să trăiască, salut. Sora. De la Londra. Bravo. Pentru nașa, salut cu drag. Pentru nașa din partea finilor, Cristina și Gheorghe. Pentru cea mai bună și frumoasă nașă din lume. Prosperitate, nu ne-ai dat numele nașei. Domnul Iurie Mielnic, ziua de naștere, mersi mult, la mulți ani. Salutați, vă rog frumos. Salutați formația Danco, special pe domnul Valeriu, acordeonistul domnul Oleg din partea familiei Scripnic. Uite așa, băieții. Da? Tata Madelini. Pentru toată diaspora, Danemarca, Israel este alături de noi. Bravo, Germania. Eugen din UK vrea doi ochișori. Domnul Melnic, la mulți ani, mersi mult. Doamne, câte piese are în repertoriu Danco și așa, nu cred că reușim să ascultăm nici măcar a cincea parte din tot ce aveți voi. Au venit... La cât de repede trece timpul? Au venit voturile. Gata, avem rezultatul? Avem rezultatul. Ca de obicei, tu ești primul care știi. Discriminare totală. Și-mi place momentul ăsta. De fiecare dată când mă uitam la Eurovision, da? Sau mă uitam la un concurs unde trebuie să se voteze, și mă enervam pe prezentatorul ăla care întinde timpul. Și mai ales când el se anunță, când trebuie să anunță, el încă îmi dă publicitate. Vai, Doamne! Și mă enervam prin perioada aia. Ne face rău dar, tare. Dar acum simt un orgasm sufletesc că eu știu și voi nu. Sincer, credeți-mă. Atât de bine sună. Da, chiar foarte bine. Pentru tine. A trebuit să votați dintre regal și nuntașii. Puteți să mă mai joc cu voi puțin și cu emoțiile voastre. Hai, motanule. Așadar, cine vine săptămâna viitoare? A fost o propunere de regal sau nuntașii. Până la urmă, statistica o avem de 30% la 70%. Wow! Cine oare? Sunt 483 de voturi pentru cineva și 1159 pentru altcineva. Wow! Foarte mare diferență. Iar cel sau cea sau cei care vor fi sunați în acest moment să-i întrebăm dacă acceptă invitația noastră sunt... Zi prima literă. Ce-mi place momentul ăsta. Zi prima literă, ultima zi-o. P. Prima literă P? Da. Prima literă P. Păi regal sau nuntaș și unde vezi tu aici P? P vine de la păstrez încă emoții. Bravo. Nebunelule. Nuntașii vin săptămâna viitoare. Hai să-i sunăm. Cine are numărul nuntașilor? Au câștigat nuntașii. Cine are numărul nuntașilor? Hai să-i sunăm. Special nu vor să-ți dea numărul. Uite la ei. Ei au ținut cu regalul. Da, regalilor. Aveți numărul nuntașilor? Nu? Dați-mi cineva numărul regalelor, nuntașilor. Da?
WhatsApp. Cineva pe WhatsApp sau undeva... N-ai numărul nuntașilor, nu? Să ne sune Mișa de la Leova, că el acolo e specialist, da? Așteptăm numărul nuntașilor. Anatol, sună-l pe Mișa și spune că vine nuntașul de la Leova, că precis nu doarme. Hai să vedem, dacă el tare, foarte mult a insistat. Hai să vedem. E cineva să ne dea numărul? Eu nu l-am, de exemplu. Deci eu. Cine are numărul să-l dea undeva ci pe chat, să-i suni toți noaptea, da, dimineața, să-i saturi. Cineva scrie... Formația se numește Regal Star și nu Regal, cineva zice. Nu, dar cineva a scris Ragal. Ragal? Lena Vilciu. Ragal de obicei... Ragal. Orice bărbat după, la ora 3 noaptea după cum trei, el e în formația Ragal. Mie mi-a plăcut când a sunat cineva la noi, scrie: vrem și noi o varsă. O varsă, o varsă, da. Nu o farsă, dar o varsă. Hai să mă uit la mine, să mă uit la mine în telefon, poate îmi vine SMS de la cineva cu formația nuntașii. Băi, voi tot insistați, hai cu nuntașii, dar n-aveți niciunul numărul. Hai că dacă nu găsim nuntașii, chemăm Ragale. Uite numărul, uite, 0797. Dar spune-l mai tare, de ce nu? Că... Păi da, deja este scris de Igor Grâneț. Scrie la ci, da, scrie la ci repede. 079 din Germania. 079. Nici nu știu cum îi cheamă pe ăsta de la montaj. Așa și zic. Dima? Dimoțea. Dima, îmi plac băieții cu numele Dima, ia, am o piesă pentru ei. Dima Lincă. Dima Lincă? Lincă. Lincă. Dar cineva ne-a dat alt număr. Da, că știu. Vitalie Duminică. El poate a dat un număr la niște nuntași. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Dima? Da. Salut, domnule! Salut! Adi Hojagu? Ardi Hojaco. Dima! Da, mă ascult. Tu ești din acea super mega puper formație nuntași? Da. Extraordinar, domnule, extraordinar. Dima, tu știi imnul Dimilor? Cam, o să-l învăț, cred. Imnul Dimilor, tu-l știi? O să-l învăț până luni. Ascultă, tu te grăbești prea tare. Dima din Untașă, în acest moment, noi îți punem puțin din imnul Dumitrilor, dar tu trebuie să-l ții minte pe toată viața, da? Ne-am ridicat în picioare. Tu da, asculți, da. Dima. Asculți, da? Da. Imnul Dumitrilor. Mâna la inimă. Dumitru din Untașă, pentru tine această melodie se dedică cu suflet și patimă. Noi, de aici, din studio, îți dedicăm această piesă din toate picioarele noastre. Mersi mult! Ascultă! Și-a murit Dumitru, și-a murit în baie, cu o mână pe clanță și-o mână pe coană, mare coană. Dumitrule, încă o dată îți mulțumim pentru faptul că ne-ai răspuns la telefon. Tu te uiți la emisiunea noastră? Da, la domnul Valeriu, mă uit, salutări! Wow, super! Salut, Dima! De unde v-ați luat? De unde v-ați luat că toată lumea vă votează, mă, nuntașilor? Ne-am închedicat noi la o nuntă la Adam și Eva, dar poate nu ții minte, că nu o să vină asta poziție. Noi doi ne-am Adam și Eva? La Adam și Eva, la restaurant. Ah, la restaurant? Eu cântam la nuntă în sala mare, tu erai la o cumătrie. Și ne-am mai venit acolo la noi, la masă. Doamne, tu m-ai spăriet, eu am crezut că noi ne-am jucat de Adam și Eva într-o seară. Ia, ascultă, oficial te întrebăm dacă tu ești de acord să vii la diaspora săptămâna viitoare. Deodată cam nu prea eram, dar soția s-a pus pe cap meu și cred că o să venim. Este! Bravo, Dima, mult curaj! Mersi mult! Succes! Vă succes viitor! Valeriu, la mulți ani și dă-i bătaie mai înainte! Da, te privesc! Salut și transmite la băieți să fie mai curajoși, chiar dacă pierd voce, ca mine, dar să iasă înainte! Oricum! Dă-i cu ceva călduț! I-am dat! Lasă că-i fac eu un ceiz! Îi face Diana un călduț acuși! La mulți ani, felicitări! Eu te sun în timpul săptămânii, bun?
Bine, bine, aștept să ne... Așteptăm cu mare drag, fără emoții, așa, să ne încântați aici cu prezența și cu melodiile. Hai, vii la mine și să zicem de Adam și Eva, de Chip and Dale, de Tom and Jerry, de orice. Lasă-ți de Adam și Eva, o să mă joc eu cu el. Bine, eu îți propun toate jocurile, toate ține animate să le luați împreună. Da. Ce cântăm? Am rămas datori cu copilărie pentru Adelina, să fie sănătoasă. Copilărie. Hai, copilăria, de la formația Danco. Așadar, felicitări cei care ați votat, care ați insistat, că mi-ați stricat săptămânile, în general, cu nuntașii, nuntașii, nuntașii. Eu mă duceam acasă în loc să dorm, eu vedeam mesajele voastre, nuntașii, nuntașii, nuntașii. Am scăpat din nuntașii. Gata, vin o să luni. Scăpăm luni. Da. Hai, băieți. Să te întâlnesc. Te caut o viață întreagă și nu te găsesc. Ca așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și împărmeniți. Ca așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și împărmeniți. Cer, ori un nor de ploaie. Doar te-ai ridicat în vânt ca un fum de paie. Aș da tot ce e mai scump, mai din ce are viața, că apoi din ce în ce se scurtează ața. Aș da tot ce e mai scump, mai din ce are viața, că apoi din ce în ce se scurtează ața. De zi, nu mai să-i se poate să mă fac copil odată la mama și tata. Să n-am vorbe, să n-am grijă, mai să mă joc, să cânt, mai să știu că trăiesc și eu pe acest pământ. Să n-am vorbe, să n-am grijă, mai să mă joc, să cânt, mai să știu că trăiesc și eu pe acest pământ. Salut, Cruzu, știi nimic cu drag, vă salut cu drag! Unde ești, copilărie, vreau să te întâlnesc. Te caut o viață întreagă și nu te găsesc. Ca așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și-n părmeniz. Ca așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și-n părmeniz. Așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și-n părmeniz. Așa repede ai trecut, mai parcă ai fost un vis, mai. Anii mi-au trecut de-a rândul și-n părmeniz. Bravo! Bună foarte seara. Frumos mesajul! Bună seara! Bună seara! Bună seara! De unde ne suni? Mai de departe, Anatol. De unde? Sunt din Statele Unite, Statele Unite, New York. New York. Wow. Avem și moldoveni bogați. cum e acolo? Uite, mă, o scos New York-ul. O scos Italia, o scos Statele Unite. Ce rău îmi pare. În cazul în care, apropo, vedeți numerele noastre pe ecran, în cazul în care vreți, aveți posibilitatea, sunați pe, nu pe, și pe WhatsApp, dar dacă vreți să întrerupeți cineva, sunați pe...
direct pe mobil. Alo, bună seara. Italia. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, cine sunteți? Alo. Alo. Asta la mine? Gata, a plecat. Cineva îl scoate. Alo? Da, l-a scos cineva. Dacă e posibil, vreau să salut America. Așa. Am un coleg, Nicu Borș. Salutări, băiat talentat. Și cu mătrii mei, Saman, pentru familia Grecu. Și pentru nașii lui, un salut. Salut, bună seara. Uite cum se scot unul pe altul. Alo? Alo? Salut! Bună seara! Bună seara! Bună seara, Italia! Eu sunt Anatolie Rusu. Eu sunt Anatolie Melnic. Tu ești rus sau rus moldovan? Alo! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Da, bună seara, vă sunt de la Italia, mă numesc Elena. Elena, salut! Câți anișori ai? Mulți! Mulți! Ai o voce de universitate. Da, mulțumesc! Câți anișori? Da, vreau să salut pe domnul Valeriu. Da, vă salut și eu. Da. Da, și mulțumesc pentru această seară minunată care o faceți acum cu, și ne aduceți aminte, cu 10 ani ați cântat la nuntă. Oh, am bucur să văd. Și 9 ani urmă la finii noștri ați cântat. Foarte în frumos. Raionul la nenii noi. Salut și finii dumneavoastră. Totul vă transmit salutări și vă spun unde ne-ați cântat chiar cu generatorul când s-a stâns lumina. S-a stâns lumina și domnul Valeriu a cântat cu generatorul, da? Păi s-a stâns lumina și nu mai puteam să cântăm. Tot statul l-am sculat în picioare pentru ca să putem să dansăm mai departe. Asta nu a fost în seara anunței, însă a fost așa o seară în familie. El umbla cu generatorul în mână și cânta sau cum? Generatorul cânta și noi ascultam. Nu, trebuie să-l căutăm ca domnul Valeriu să ne cânte. E generator de la mare? Generator de la... sau ce? Păi nu pot să vă spun că nu mă prea pricep în ele, dar uite, așa a fost seara. Da. O ține minte foarte bine. Foarte super, domnul Valeriu. Uite, ați fost salvată de... Da, adică dacă dacă se aduce aminte de noi pentru asta și... Vă țineți minte, domnul Valeriu, unde s-a stâns generatorul și ați înjurat? Nu, s-a stâns lumina. S-a stâns lumina, da. Țineți minte, domnul Valeriu? Da, ceva mi-aduc aminte. Ceva s-a aduce aminte. Data următoare vă cânt la dumneavoastră pentru generator. Generator ca să nu-l faci cadou. Da, sigur. Un cântec special pentru el. Pentru că prinde bine pentru noi. Cred că data viitoare o să ne cântați la cumătrii de acum, nu la generator. Sperăm. El, în general, la cumătrii azi vă cânt. Da, să ajungem cu bine. Vă mulțumesc, Diaspora FM, Diana, Anatol, vă mulțumim pentru toate serile care ne le dați și ne înveseliți. Și la toată diaspora care ascultă și vă urmăresc. Și o seară plăcută, la revedere. Mersi, mulțumim, cineva foarte plăcut din partea voastră că sunteți alături de noi. Sănătate vouă. Cineva scrie aici în chatul nostru că mai repede că vine ora 22. Noi o să rămânem. Păi am început mai târziu. Noi o să rămânem până la 10 și 10 minute, până la 10 și 15 ca să luăm alea 15 minute pe care le-am de întârziere. Da. Stați fără grijă că undeva la 10 eu termin la 10 și 15, Diana la 10 și 20. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara! Bună seara! De unde ne suni? Da, domnul! De la Germania! Ce face Germania? Ce faceți nemților? Ce facem? Învățăm un pic Ich nichts verstehen, Deutschland! No, ich liebe dich! Ja! Liebig! Eu sunt fratele lui Valera, Ion! Salut! Ce surpriză! Nu-i spune, stați-mi. El n-aude. Ce surpriză vrei să-i faci? Că n-ai de a intra în emisie direct. Eu sunt sigur că el nu s-a așteptat pe Ioan să sun. Eu mă bucur că ai avut o ocazie. Și... Deci, acum, ai avut noroc să... Acum, în sfârșit, formația Danco s-a reunit. S-a reunit, da? Așa se spune. De fapt, noi niciodată nu am fost separați. Păi de când ați plecat în Germania, nu mai cântați împreună. Da, voi ca trei studenți ați plăcut.
Păi eu am știut că o să fie pandemie, de aia și-am plecat. Vai, ce șmecher ești. Dar nu ți-e dor să cânti cu frate tău, să cântați ca în vremurile alea vechi? A, sigur. Sigur, deci hai să facem o acapelă. Măcar un pic. E cu întârziere. A, e cu întârziere. Ce-i transmiți lui fratele? Că lui ai lăsat trupa, lui ai lăsat problemele, datoriile formației. Greu. Da, casetele încă au rămas în pod acolo, încă ni date, ni vândute. Ce-i transmiți? Îi transmiți fii sănătos, își păstrează vocea, dar... Gata, l-a scos Italia. Să-și păstreze vocea. Să-și păstreze vocea. Am că nu ai. Foarte, foarte plăcut din partea fratelui tău. Așa a spus fratele. Bună seara, Italia. Ce să nu-l scoatem și spunem receptor după asta. Statele Unite, vă rog, nu întrerupeți New York-ul. Bună seara, New York-ule. Bună. Ce-o scos Moldova? Ah. Mă, v-am rugat să nu sunați puțin, că să vorbim cu Statele Unite. Cum să nu? Alo, bună seara, de unde, din ce stat ne suni? Bună seara! Din ce stat ne suni? Mă, nu mai suport. O să fac altfel telefonul ăsta. Dar ce să facem tehnica să nu mai pățim se, asta? Se bagă WhatsApp-ul peste telefon și invers. Înțeles. Uite, mă sună... Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Cine ești? Secretarul Mihai din Italia. Italia, salut Mihai! Bună seara! Bună seara! Aș dori o dedicație muzicală de la domnul Danco. De la domnul Danco. Da, vă salut, vă ascult. Păi el cântă în seara asta. Domnul Danco, ce piesă vreți de la domnul Danco, Italia? Sărmană. Ceva despre copii. Am un băiețel frumos. O să tragem la sorți și această piesă, da? Și aș dori să salut mama mea din Italia, și tatăl, și Sofia, și copilul meu. Toată familia, într-un cuvânt. Să vă trăiască Italia. Mersi mult. Ce cântăm? Ce cântăm? Am un băiețel frumos. Da. Am un băiețel frumos. Hai să luăm New York-ul. Eu tare de trăiesc pentru New York în această seară. Alo! Bună seara! Spune repede că te scoate acuși cineva. Zi repede! Vă doresc sănătate! Suntem foarte bucuroși, vă auzim de peste ocean. Faci o emisiune foarte bună. Mulțumim! Dacă se poate o piesă pentru părinți, când este tare dor de părinți. Mă numesc Iuri Prepeliță, la moment în Statele Unite, New York, Anatol, eu de la Dăncieni, suntem de pe un pământ. Dăncieni! Ne cunoaștem mai bine. Sunteți un sat special. Da. Sunteți un sat special. Sănătate vă mulțumim pentru ce ești faci. Mersi mult. Și vouă mulțumim că sunteți alături, chiar dacă sunteți la o distanță atât de mare, peste oceane. Dăncieni e un sat, știi de Dăncieni, Valeriu? Te-ai scăldat? Te-ai scăldat în Dăncieni, în sat? Am pus piciorul. Eu de fiecare dată când cineva, am spus-o de atâtea ori, dar am să mă repet pentru că mereu e lume nouă care află. Apropo, pregătește-te să cânti. De Dăncieni, eu când aud de Dăncieni, asta am două lucruri care mi-aduc aminte. Asta e cu mătrul meu, Andrei Baten, da? Asta deja Mariana Mihaela și mai este, eu înainte eram arbitru de fotbal. Aha. La Rai One. Da. Și eu țin minte și acum iarna m-am dus să arbitrez un meci la Dăncieni și stadionul era plin cu cu zăpadă. Era ninsoare. Și ăștia, wow. Și nu se vedeau liniile. Și numai cei de la Dăncieni puteau să vină cu ideea asta. Ghiși ce au făcut ca să se vadă liniile la stadion în zăpadă. Păi ei lopata și muți zăpada. Nu mă, știi ce au făcut ăștia de la Dăncieni? Nu. Au adus oamenii din sat canistri cu vin și au dat cu vin roșu, au făcut toate liniile stadionului ca satul să poată juca fotbal. Asta numai Dăncieniu puteți să facă chestia Doamne. Asta. Deci au făcut stadionul, toate liniile de marcaj și de la poartă cu vin. Și cu vin roșu. Asta e Dăncieniu, mă. Ce amintire am cu ei. Am cu ei. Marcaj. Tocmai de asta eu când mi-aduc aminte, zic, bă, la Dăncieni se joacă cu vin și pe teren. Hai băieții. Da, am un băiețel frumos pentru diaspora, pentru cei care l-au comandat. Pe urmă trecem pentru părinți, pentru dragii părinți. Hai, două una. Mm-hmm.
și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat, mi-a dăruit un băiat. Zi și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat, mi-a dăruit un băiat. Un băiețel frumos și sunt tare norocos, el e tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Am trei băieței frumoși, ține-i Doamne sănătoși, ei sunt tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Părinții care au băieți smisnătoși, eu am trei smisnătoși ai mei. Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Am un băiețel frumos și sunt tare norocos, el e tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Trei băieței frumoși, ține-i Doamne sănătoși, ei sunt tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Special pentru dragii părinți. Bun, așa să fie. Grijă al nepoței. Așa să fie. Pentru nepotul meu Vlăduțu din Ilea. Chelar zice. Hai să vedem. Pentru părinți, mai luăm una. Sănătate, dragilor părinți! Ne mulțumim pentru toate! De când am plecat de acasă, mamă, dorul nu mă lasă, zi și noapte mă îndeamnă să vin lângă tine, mamă, să mă
pare, cu nepoții grămăjoare, și la răsărit de soare, să-ți sărut mâinile tale. Numai inima ta, mamă, pe toate le rabde, numai tu, măicuță, știi dorul inimii. Petreci în lumea mare, fără supărare, inima ta, mamă, iartă, a-mi-a rău mai ceartă. Suflet e de pâine și iarăși mai treci, o Doamne, de așteptări și grijă, mamă, vin acasă-n odată și atunci doar pe lângă poartă te întreb de sănătate și iar plec, mamă, departe. Numai inima ta, mamă, pe toate le rabdă, numai tu, măicuță, știi dorul inimii. Nu te treci în lumea mare fără supărare, inima ta, mamă, iartă, a-mi-a rău mai ceartă. Noapte mă-ndeamnă să vin lângă tine, mamă, să mai stăm de prins pe afară, cu nepoții grămăjoare și la răsărit de soare să-ți sărut mâinile tale. Numai inima ta, mamă, pe toate le rabdă, numai tu, măicuță, știi dorul inimii. Nu te treci în lumea mare fără supărare, inima ta, mamă, iartă, a-mi-a rău mai ceartă. Numai inima ta, mamă, pe toate le rabdă, numai tu, măicuță, știi dorul inimii. Nu te treci în lumea mare fără supărare, inima ta, mamă, iartă, a-mi-a rău mai ceartă. Bine, mă, Valeriu. Am să mai citesc câteva mesaje. WhatsApp-ul e încă o dată, îmi cer scuze. De Facebook, Diana răspunde, ia să uite la mesaje. Le citesc eu sau le citești tu? Stai să trec la WhatsApp și apoi treci tu. Un sincer la mulți ani finuțului nostru Nicușor, sănătate, copilărie frumoasă, părinților, se bucură de el, felicitarea vine din partea mea și lor. Bună seară, vă salut din Roma, aș dori ca domnul Valeriu să cânte Moarte o vino și mă ia. Poftim? Cam de grav. Dar ce e cu... Tu ai așa piesă, Moarte, vino și mă ia? Posibil. Ceva de jale putem făcut. Ai, Dar tu nu mai ții minte toate piesele tale de moarte? 26 de albume, cam multe. Câte? 26 de albume. 26? Doamne, 26 ferește. Da, păi, dacă sunt 26, crede-mă că acolo sunt și despre organe, și despre mașini. Corect. Și despre boli. Despre boli, da, crede-mă. Dar că... despre moarte ai cântat multe? Nu m-aș mira după emisiunea asta el la 27-lea album să fie Anatol Mielnic, Deana Rotaru în piesă, adică așa sele. Felicitări tatălui, fel fericit cu meseria care se potrivește, asta e cea mai mare bucurie pentru părinți. Mersi mult! Da, așa mult succes, vă dorim pentru emisiunea voastră. Mergem mai departe cu un apel din România. Bună seara, România! Bună seara! Bună seara, bună seara încă o dată! Iar eu am revenit. Da, nevoțelă! Să salut scumpa mea soție, băieței care se odihnesc. Mâine la grădiniță, tăticul îl privește pe moșulică Valerie. Vreau încă o dată sănătate, multă succes. Ca pe final, toți vrem toate cântecele de pe lume, dar mai este un imn la Danco. Este cântecul cel frumos, care la urmă, dacă ala e lângă tine, acela cu să cântăm cu Danco, să ne veselim. Pentru nevastă ta o să cânt ceva și mai bun. Cu nevasta, nu? Da. Mulțumesc mult. Să vă trăiască familia. Salutări la toți. Salutări la toți. Și la bunei mult sănătate. Și la mulți ani. Mersi. Mulțumesc mult. O seară frumoasă tuturor. Diana, vreau în acest moment... Nu te grăbi, Valeriu.
Vreau să iei microfonul și te duci la băieți să-i prezentăm. Ne da. Ducem la instrumente. Hai să-i prezentăm pe băieții ăștia care au muncit. Poate o bucată de cameră se va duce și spre ei. Stai, nu te grăbi că, ca să am imagine. 1, 2, 10, 1, 2, 10, 2, 3, 4. Ia scoate-mi ecou că ne încurcă. Așa. Diana Rotaru, ești înconjurată de patru băieți și o cameră măcar. Stai să plece o cameră la tine. Pentru că e foarte important ca să vedem acest proces. Acest peisaj. Acest peisaj rotaric. Miuritic. Ciobă model. Ciobă model, la cum te-ai deghizat azi? Păi nu vezi că sunt o ciobăniță. Fă ce vrei din băieții ăștia, scoate ce vrei. Pot să fac ce vreau cu instrumentele lor? Da, doar lasă-i să stea, adică... Bine, stați și ascultați. Hai să începem cu primul, cu bărbiță. Cum te numești? Cristian. Cristian. Cristian, ne spui ceva despre tine, de când faci vioară? Diana, vioară de vreo 10 ani. Diana, să se vadă la cameră. Da? Păi nu se vede? Să se vadă și fața ta, adică dă-te în spatele lui. Și... să mă întorc așa. Da, așa, păi la Pro TV, ca ții minte așa. Da, de 10 ani faci vioară. Da. Ești căsătorit? Nu. Foarte bine. Da, vrei? Găsim pe cineva de aici din diaspora. Fetelor, dacă sunteți nemăritate, poftim un viorist, un viorist iscusit care știe să dea cu degetele bine. Da, dar ce ai face unei fete, uite, ce ai face unei fete care ți-ar apropia de tine și ți-ar zice, vreau struna ta? Ce ai zice? Ce ai face? Sau vreau arcușul? Vreau arcușul, ce ai face? Nu ești, dar nici una, nici alta. Dar ce zgârcit ești! Așa-i, mă! Nu sunt zgârcit, dar îmi iubesc instrumentul. Bă, dar nu n-am auzit încă bărbați care să nu-și iubească instrumentul. Sincer, asta n-a fost o noutate pentru mine. Bine, Diana, primul punct l-ai luat. Hai să trecem la alt instrument. Ai trecut la unul mai gros. Da, și la alt bărbat, ceva hai. Care strălucește. Mă uit, mă oglindesc în el, l-ai lustruit? M-am pregătit. Se vede. Întreabă-l dacă lustruiește mai mult ziua sau noaptea. Lustruiești cu amândouă mâinile? Nu. Am soție. Minunat, minunat. Are soție. Vezi? Totuși, care îl lustruiește. De când faci saxofonie? 25 de ani. 25 de ani. Aici mai vechișoară. Dar el are 23, ca să înțelegi. El are 23? Da, da. Arată tânăr, mă. Zim dacă tu cânti soției tale la saxofon. Și soții, și la copii, și la părinți. Minunat, dă-ne niște sunete. Dă-i, Diana, un sunet. Super. De asta și are copii. Ai înțeles de ce da, are copii? Că îi place lento caliento. Are degetele alea care... Da. Cum îl cheamă o dată? Victor Gânjou. Victor Gânjou, să trăiești. Mergem mai departe. De la oraș. Hai, treci la... Hai să trec la acordeon. Hai, du-te la acordeon. Îmi spui și mie de unde ești, de unde vii? În Orașul Vaduz, vodă. Wow, nu departe. Te-ai scăldat des în Nistru? Foarte des. Cu acordeonul? Nu. Îți imaginezi un acordeonist în Nistru cântă? Nu, îți imaginezi el pe acordeon și cu într-o mână cu vioară și saxofonul și putească așa să dăie din barcă, știi? Adică... Dar ai vâslit? Barcă, da. Am vâslit. În general, ai cântat pe barcă? Nu. Nu, a cântat pe barcă? Trebuie să începi. Niciodată nu-i târziu, să faci ceva nou. La etajul 5 avem o barcă cu care o să... Vâslim până jos împreună. Scărei, să vâslești. E căsătorit sau nu, să știm? Zim cum copii? Te numești, dacă ești căsătorit, dacă nu, te însurăm în seara asta. Mă numesc Țurcan Oleg și sunt căsătorit. Felicitări, felicitări. Pentru fetele nemăritate. Voi, trei bărbați, i-ați distrus viața de ani. Unul încă e cu găurile în obrăjor. Da, și ăla nu-și dă instrumentul, degeaba. Nu, da, păi da. Hai, da. Du-te la personajul din poveste. Mi-aduce aminte de un film. Harry Potter? Da, bă, eu n-am vrut să fiu așa direct. Zici că e Gary care și-o mâncat toți prietenii înainte de a veni la castelul ăla. Bună seara! Cum te numești? Bună seara. Nu, dacă ceva, el are fața lui Gary Potter și corpul lui Anatol Melnik. Aici e un hibrid. Era aici e un hibrid. Aici deja nu mai poți glumi pe seama corpului meu, că mă duc la 95 curând. Hai, nu-ți ascunde burtica. Apropo, câte kilograme ai și cum te numești? Cât kilogram toți? Să mă numesc Stelian.
Stelian, vai, uite. Să stau lângă o stea, strălucești, da, mai tare decât mine, steluțe. Da, ai seama că, ai grijă că poate să scoată ăla, bățul ăla și să zică... Bățul fermecat. Apropo, unde ai ascuns bățul fermecat? Hai, întreabă-l dacă e căsătorit, ca să înțelegem... Nu, nu sunt căsătorit. Păi nu e la soție bățul fermecat. E la el. Ok, înțelegi? Am înțeles. Nici ăsta nu e căsătorit. Doi căsătoriți, doi nu. Da? Frații Cebanu, da. Zi să-ți dea din clapă. Dă-mi. Dă-i în clapă, Diane. Super. Minunat, scurt, clar și cuprinzător. Noapte bună ai vrut să-mi zici, nu, da? Perfect. Am făcut-o scurt de aia și încă nu e înfurat. Vreau să mă transform în șopârlă. Scoate bățul. Poți să o faci, poți să o faci pe Diana șopârlă? Poți? Dar să o pui în poziția șopârlă. Stai că nu mă pun eu, dacă bățul fermecat ăla care face magie. Tu dacă ieși șopârlă, la șopârlă de două ori cad, pe an cad cozile, așa că... Ți oricum o să-ți cadă. Și hai și la domnul. Domnul, duceți-vă lângă Diana. Duceți-vă lângă Diana. Sunteți foarte glumeți, credeam că sunteți mai serioși, dar sunteți neserioși. E tata. Așa. E tatăl unuia din ei, fii atent, dar scoate-l, adă-l pe scenă. Tata cu doi ficiori diferiți? Adă-l pe scenă, mă, Diana. A, vino, te rog, pe scenă. Vino după mine, urmează-mă. A cui tată e el? Al cui tată ești? Eu sunt tata lui Cristian și lui Stelian Cebanu. Mă numesc Igor. Stai, cine e Cristian? Ăștia doi neînsurați. Ai înțeles de ce ei nu sunt însurați? Da. Tata stă cu băta și le zice, da, stai o lecuță, că e mai întâi trebuie să treacă pe la mine. Dacă vă văd cu fieti, vă mănânc. Foarte corect, tot prin tata. După ce tata aprobă, mergem mai departe. Este Carabas Barabas, știi povestea aia cu... Hai, dați și voi un salut soții. Dumneavoastră aveți soție? Aveți soție? Da, la anii ăștia, la 46 de ani, cu doi copii, am și soții, care o salută, Lilia. Mulțumesc pentru copilaș, pentru fecioraș, sănătate. Și pe Valeriu vreau să-l salut. Suntem cunoscuți de o săptămână de zile, am sărit în ajutor, să-l ajutăm. Este un băiat de treabă, la mulți ani. Și, de Doamne, piesă să ne bucur cât mai multe și frumoase. Cum i-a sărit în ajutor? Cu cei doi feciori. A venit ceea că am nevoie de niște lăutari frumoși. La chip, bun la suflet și scânte bine. I-ai găsit. Doi ai mei, doi mai găsim. Prietenul Victor și Oleg stau cu spatele. Și în câteva zile puțin repetiții și am venit la dumneavoastră în studio. Eu am o ultimă întrebare. Eu am o ultimă întrebare la dumneavoastră și gata. Dacă ați putea alege care din acești doi să se căsătorească cu Diana. Pe care l-ați lua? Eu sunt maritată. Nu, închipuiți când trecut. Acum nu sunt maritată, da, 5 minute. Da. Pe care l-ați... De ficiorii mei? Dar din aici doi ficiori al dumneavoastră, pe care l-ați da în mâinile Dianei? După cum alege inima, după ei. Nu, ia uitați-vă la unul, care? La Victor. Victor, cine este Victor? Victor, care este? Dar care e Victor? Cine e Victor? Victor! Și asta pentru că eu stăteam cu spatele la Victor. Nu, mă, stai că el nici nu-i Victor, nici n-are... Poate al treilea copil este Victor. A, da? Atunci, de cine este dragă lui Diana? Poftim. Cui îi place de Diana mai mult de voi doi? Bărbos? Sau ochelari? Mâncăgeosul sau bărbosul? Nu, un fel de sătilă sau flămânzele, ca în harap alb, știi? Hai, cine? Cine? Diana, alege tu repede unul. Eu o să aleg? Da, și adă-l acolo... Adă-l lângă tine, pentru că așa o să terminăm emisiunea. Hai, Adă. Primul. Te-a ridicat în picioare. Ridică-te. Du-te la Diana. Ridică-mă la cer. Puneți-vă și faceți un cerc în jurul studioului. Pentru ce? Dăm aplauze pentru Mire și Mireasă. Haideți. Ce frumos! Aplauze. Wow! Aplauze. Felicitări pentru noua pereche din această seară. Minunat. Felicitări, casă! Ne trebuie altarul de și gata, facem vouă. Copii! Oh, hai, cântați! Dar eu am pus de aici, Mendelssohn, eu am pus, nu vă chinuiesc. Mulțumesc foarte mult! Prima oară m-am măritat pentru un minut. Cum a fost cu bărbosul? A fost perfect, a fost așa repede, el așa e repijor, rapid, ca un iepuraș. Valeriu, revenim la tine! Mersi mult că ai venit în această seară. O să mai cânti o piesă, ultima de final. Sau mai vrei? Tu poți să cânti una și să treci la următoarea. Știi cum e? Anatol, dar eu propun noi să închidem live-ul, dar el să mai cânte.
Noi, în general, putem să te lăsăm până marți aici. Până luni. Până luni, până vin nunta și tu scânti aici. Până vin nunta și cântați. Noi ne-am duce acasă, vom face o baie, un dormi, vinim înapoi. Cui, ce vrei să spui la sfârșit? Vreau să mulțumesc domnului că mi-a dat un glas. Acusoară am venit fără voce, obosit, da, cum pot. Mergem înainte. Vreau să mulțumesc mamei mele, Maria Stoianu, că mi-a dat viață. Uh-huh. Și mulțumim mult soacrii mele că mi-a dat o fată din Oameni de Omenie. Uh-huh. Salut cu drag Horodești, Călăraș, toți sătenii de acolo. Și, nu în ultimul rând, familiei. Familiei mele, sunt căsătorit, am trei băieți, o soție iubitoare. Să trăiesc. Se vede pe chipul tău că ești, se vede că ești un bărbat fericit. Uite, ochii tăi sclipesc, zâmbesc de fericire. Într-adevăr. Chiar dacă poate în această pandemie aveți și voi situații, aveți probleme, dar uite, se simte pe chipul tău și pe glasul tău și atitudinea ta că ești un om fericit. Mulțumesc. Și asta cu siguranță a simțit toată diaspora. Eu te felicit pentru asta și îți doresc multă sănătate ție, familiei și poate și o fată. Numai decât și la anul. Și dumneavoastră mare mersi. Ce mai aveți făcut în pandemie? Dacă nu aveți de cântat, faceți dragoste. Post, acum e post. Nu, după post faceți după dragoste. N-am să ascund faptul ăsta care l-am recunoscut și lunea trecută când am aflat că vine Danco, că mi s-a ridicat părul în picioare. Eu ție îți mulțumesc aparte pentru copilăria care o auzeam din casetele tale. Nu pot să zic că ascultam muzica ta mereu, dar eu când vineam în Chișinău, când furam de la tata 20 de lei ca să mă duc la gară să mă joc Mortal Kombat la aparatele celea, eu mereu treceam prin piață și acolo se auză viața mea, muzica asta ta. Îți mulțumesc încă o dată. Plăcere. Sănătate vouă. Am o plăcere. Scena e a ta, faci ce vrei. Când ești gata, ne spui papa, m-am săturat de voi și cu asta basta. Lume, diaspora, vă pupăm. Muzica nu s-a terminat în această seară. Valeriu Danco, let's go. Come on. Hai să mergem ca la final. Și vreau pentru fratele meu de la Germania să-l salut din nou și să-i dedic această piesă frumoasă. Nu există în lumea asta, frate cale meu. Și la bune și la rele, fratele meu. Eu ți-am spus, fratele meu, să te lași de rele. Că e lumea dușmanoasă și-ți faci zile grele. Frate, frate, scapă-mă de rău. Frate, frate, prețiorul meu. Frate, frate, te iubesc mereu. Frate, noi doi ne certăm. Iar după aceea, frate, noi ne împăcăm. Câteodată, frate, frate, noi doi ne certăm. Iar după aceea, frate, noi doi ne împăcăm. Eu ți-am spus, fratele meu, să te lași de rele. Că e lumea dușmanoasă și-ți faci zile grele. Frate, frate, prețiorul meu. Frate, frate, scapă-mă de rău. Frate, frate, prețiorul meu. Frate, frate, te iubesc greu. Thank you.
pentru fratele meu, pentru surioara și pe toți de la Anglia, pe toți prietenii cu mătrii, pe toți cei ce mă cunosc. Salutări din partea mea și mulțumim mult pentru susținerea voastră. Frate, frate, frățiorul meu, frate, frate, scapă-mă de rău. Frate, frate, frățiorul meu, frate, frate, te iubesc greu. Pășește în primăvară cu eleganță. Inspiră-te din noua colecție de încălțăminte din piele naturală La Pinta, potrivite pentru orice ocazie. Vino în magazinele Global Store în perioada 1-21 martie pentru a te bucura de 30% reducere la toate articolele brandului european La Pinta. Cucerește primăvara cu Global Store. Îți dorești să fii independent financiar și să câștigi bine? Angajează-te în Germania cu oferte direct de la angajator. Salariu net cuprins între 1400 și 2000 de euro lunar. Posesia actelor europene este obligatorie. Pentru informații suplimentare, sună acum la numărul 078-985575 sau accesează pagina de Facebook Gagu Work Service. Diaspora Media, partenerul tău într-o afacere de succes. Îți oferim publicitate eficientă la cele mai avantajoase condiții. Pentru informații, sună acum la telefon 373-7909-939. Diaspora Media. Fii mai aproape de cei dragi. Diaspora FM, vocea diasporei se face auzită.